Hello, bună dimineața! Bă, mie asta mi-a plăcut, îți zic sincer. Somită! Daddy! Ce cauți aici? Și de ce cauți? Hello, bună dimineața! Astăzi m-am trezit de vreme, îi aștept pe băieții care montează pavajul. Sper să ajungă. N-avem nici tot pavajul livrat, avem cam jumătate. Dar ei astăzi au zis că vor să înceapă. Și-au adus și sculele. Și sperăm să scăpăm de mizeria din curte și să arate și curtea noastră cum trebuie. Hai să vă arăt acum cum arată curtea și să vedem după aceea cum va arăta la final, să vedem diferența. De-abia aștept. Sunt foarte încântat de ideea că în sfârșit ne apucăm și sper să arate bine la sfârșit. Oricum va arăta mai bine decât acum. Hai să vă arăt curtea. Aici e partea din față. Uite cum s-a deteriorat și s-a distrus. Betonul amprentat pe care l-am avut. Așa am cumpărat, a mai stat cineva înainte, vreo câțiva ani, 3-4 ani. Dar arată destul de groaznic. Probabil că n-a fost întreținut, iar mai mult de atât, nu că n-a fost întreținut, ci pur și simplu că i-au dat și cu sare și l-au distrus efectiv. Deci așa arată curtea acum. Noi să mergem peste tot. E cam dezordine pe aici. Uite, și-au dus băieții o roabă cu lopată, târnăcop, ce au nevoie. Mai avem aici o roabă cu scule, ciocane, flexuri, rolă. Văd pe aici și o talpă de compactat. La final, pe aici un dreptar, cred că tot al lor este, că nu e. Și arată și aici unde fac pergola. Hai să vedem acum și în partea asta. Arată curtea asta, zici că e după constructor acum. Nu zici că a fost grădină aici înainte. Așa arată în momentul de față curtea noastră. Aștept să apară băieții ăștia din clipă în clipă, să mă sune. Și apoi vedem ce treabă or să fac.
Uite, i-am vopsit direct ăștia. Să spală, da. Rămâne amintire aici. Ai o pe aici? Ai decupat la astea? Sau? Fără să mai tai, nu? Bă, mie asta mi-a plăcut, îți zic sincer. Așa o mică. Acum... Vede și voi ce trebuie pe aia eu aduc. Ca să nu mai lăsați așa, ca să lăsați ăștia la tăzut. Îți duc pe un gosul aia pentru pe de-a păzut. Pune mica frumos, așa. Și trebuie curaj la păzut. Până ați dreaptă, nu pot folos. Dar ori zici cum trebuie de cultură, doar de cele sunt mica.
Da, mă, vin. Avem parte mult, poate poate buruanul. Poți. Bună. Ce faci? Îți place pavajul? Să nu calci pe căminul ăla, da? Ăla e ultimetru? Da. Ia cum a făcut? Uite, mai usucă. Mâine o să fiu uscat. Niculei!
La strife-uri. Hai bă, te se nasul unul, bă, că a zis șeful că merge cu totul. Ușor. Că șeful să te se nasul, e scurte, că merge cu totul la plin. Cât ajunge, ajunge. Trece mașină, mă, sau tună? A, deschide, se deschide. Da, mă, că nu se vede nici așa urât ăsta când, când îl uzi. Se vedea urât ăla de la ei, nu știu de ce. Nu? Începe ploaia? De acolo cred că vine de la... Începe să pice, nu? Cred că începe să pice, a? Vine apă pe betonul ăsta, nu? S-a întărit, a? Ce vreau? Ce vreau? Ce vreau?
am început să pun și nisip, rosturi. Nu ne lasă ploaia asta deloc. Ne-a rupt în două. Deci, așa vreme urâtă n-am mai prins de mult. Însă nu poți să faci nimic, mă. Absolut nimic. Eu zic că începe să arate destul de bine, nu? Față de cum a fost curtea asta, acum arată bine. Mai avem puțin de treabă și o să arate așa cum trebuie. Trebuie să reparăm și poarta. Refacem și gazonul și cam mai este.